cu întorsături. E serios de misterios, nu le reziști. Cu înregistrări non-stop, noi nu ne lăsăm deloc. Alfred Ariciul Detectiv. Mâncărimea misterioasă. Sunt liber, sunt liber. Pasează, aici. Am prins-o. Selecțiile pentru echipa de basket vor începe în curând. Unde-i Milo? Nu-i stă în fire să întârzie. Îl sun acum. Așteaptă, vine. Bună, prieteni. De ce ai întârziat atât? Mi-a fost teamă că o să ratez examenul medical. Da! Dacă nu-l treci, nu intri în echipa de basket. Păi, acum sunt aici. Nu vă faceți griji. Sigur ești bine? Te comporți ciudat. Eu? Sunt bine. Milo cel normal și sănătos. Ca de obicei, prieteni. Fă o să înceteze odată. Ce se petrece? Mă mănâncă peste tot. Scârpinați-mă pe spate, vă rog. Acolo. Nu, nu, mai sus, la stânga, acolo. Da, așa. Milo, când au început mâncărimile? Aseară. Nu, doamna doctor Ana va crede că sunt bolnav. Nu mă va lăsa în echipă. Fă o să se oprească. E serios de misterios. Crezi că e un mister la mijloc? Când te mănâncă pielea, întotdeauna există o cauză. Trebuie să aflăm care este aceea. Într-adevăr, ar fi grozav. Copii, stați la rând. Vă voi consulta pe toți imediat. Bună, Milo. Vrei să fii tu primul? Să fiu sincer, nu. Mai întâi trebuie să terminăm niște teme de casă. Așadar, Milo, să recapitulăm. Unde a început să te mănânce? Păi, pe mâini și apoi peste tot. Ce ai făcut ultima dată aseară? Temele? Doar atât. Ascultă, temele nu provoacă mâncărimi. N-ai făcut nimic altceva? Ba da, am mâncat niște gem, dar asta nu ajută pe nimeni. N-aș fi prea sigur, e singura pistă pe care o avem momentan. Avem primul indiciu. Trebuie să inspectăm gemul. Mai ai acasă? Nu, nicio picătură. A fost atât de bun încât n-am rezistat. Dar i-am dat puțin și lui Oakley. Grozav, de acolo o să începem. Nu trebuie decât să cumperi suficient timp pentru ancheta noastră. Da, cred că pot să fac asta. La pofta de mâncare pe care o are Oakley, ar trebui să ne grăbim. Nu știu cât mai poate întârzia Milo consultația. La cum îl știu eu pe Milo, va găsi sigur o cale. Alo? Ați deslușit misterul? Tocmai am plecat, mai avem nevoie de timp. Bună, Oakley! Bună, Alfred, Camille! Ce se petrece? Lucrăm la un caz, Oakley, trebuie să-ți punem niște întrebări. La un caz? E vorba de un jaf? O să am nevoie de asta ca să-l prind. Sau a dispărut cineva? Nu, nu vreau decât să-ți pun o întrebare. Sau e vorba de un monstru? Oakley! Trebuie să evacuez locul? Nu! E vorba de Milo, care are niște mâncărimi îngrozitoare. Mâncărimi? Singurul nostru indiciu e gemul. Da, un gem foarte bun, cel mai bun pe care l-am gustat vreodată. Ți-a rămas ceva? Nu, l-am terminat azi dimineață. A avut doar 5 kilograme. Ai cumva mâncărimi? Nu, nu m-am simțit nici când mai bine. Încă mi-e foame însă, dacă Milo ar fi făcut mai mult gem. Milo a făcut gemul? Desigur, e important. Asta schimbă datele problemei. Poate are mâncărimi pentru că l-a făcut, nu pentru că l-a mâncat. Ați deslușit misterul? Încă nu. Ce fel de fructe ai folosit pentru a face gemul? Ce fel de fructe? Păi, nu mi-amintesc, le-am cules din curte. Contează? Cum arată? Au culoarea
Roșu aprins. Sunt lucioase ca niște fructe obișnuite. Chiar crezi că e important? Nu sunt sigur, dar e al doilea indiciu. Sună-mă când afli mai multe, te rog. Trebuie să închid, pa. Să mergem, Camille. Trebuie să inspectăm fructele. Mulțumim, Oakley. Dacă Milo mai face gem, trimiteți-mi și mie. Următorul. Haideți, fetelor, să stăm la rând. Oh, bună, Cynthia, ce faci? De ce mă întrebi? Doar așa. Sunt atâtea plante pe aici? Nu știm nici măcar ce căutăm. Lucioase de culoare roșu aprins. Privește, sunt exact ca fructele descrise de Milo. Stai, nu le atinge. Nu sunt decât niște fructe mici. Ha, așa a crezut și Milo. Trebuie să le culegem cu grijă, să nu avem și noi mâncărimi. Ne trebuie mănuși. Așteaptă. Ce-ar fi să folosim asta? Bună idee. Fă tot ce poți, dar nu da drumul Crengi. Le-am smuls. Să le punem în borcan. Bine, să mergem la sediu. Ei bine, ceva? Mai rezistă, Milo. E timpul să revizuim indiciile. Bine, Camille, ești gata? Să vedem ce e înăuntru. Clește? Cuțit? Burete? Au semințe! E normal, doar sunt fructe. Da, dar semințele sunt pline de perișori. Un fruct cu semințe pufoase? Ciudat! Mie îmi spui? Habar n-aveam că există. Ăsta e al treilea indiciu. Să vedem ce fel de fruct este acesta. Mango? Banană? Nu, nu, nu. Portocală? Rodie? Stai! Privește! Știai asta? N-aș fi crezut niciodată. Trebuie să ne grăbim. Milo sigur și-a epuizat scuzele. Am primit nota 10 din 10 la examenul oftalmologic. Na, 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 na. Exersăm căderile. Da, te cred pe cuvânt. Următorul. A spus următorul. Milo, poți să intri. Vin acum, doamnă? S-a zis cu mine. Așadar, Milo, ce mai faci? Nemaipomenit! Nici măcar nu trebuie să vă deranjați să mă examinați. Deci, la revedere, ne mai auzim, doamnă. Milo, cum să știu că ești sănătos dacă nu mă lași să te consult? Te simți bine, sigur? Mai bine ca niciodată, doamnă doctor Ana. Oh, un vapor zburător. Foarte amuzant, Milo, dar nu te speria. Vreau să-ți verific urechile. Acum cealaltă. Bine, totul e în ordine. Așadar, sunt bine, mulțumesc. Milo, ce se întâmplă? Nimic. Mă mănâncă. Mă mănâncă îngrozitor. Scuze că ne amestecăm, dar asta e o urgență. Scuzați-ne, doamnă doctor, ne-am dat seama. Alfred, de ce anume v-ați dat seama? De ce are mâncărimile astea? De ce? Ești plin de pudră de mâncărime. Pudră de mâncărime? De unde?
Fructele din care ai făcut gemul aparțin unui trandafir sălbatic sau măceș. Știi tu ce se mai prepară din trandafirii sălbatici în afară de gem? Să ghicesc, pudră de mâncărime, nu-i așa? Verișorii cu care sunt acoperite semințele sunt folosiți la prepararea pudrei de mâncărime. Ca să faci gemul, a trebuit să scoți toate semințele. Întrucât nu purtai mănuși, te-ai umplut de perișori. Asta explică mâncărimea. Un duș bun va rezolva problema. Grozav! Asta înseamnă că pot juca basket. Nu sunt bolnav. Bineînțeles, a fost o nimica toată. Încă mai trebuie să te consult, Milo. Sigur că da. Poate aștepta până fac un duș? Sigur că poate. Fructele trandafirului sălbatic sau ale măceșului se pot folosi în diferite moduri pentru a face gem, jeleu la prăjituri sau alte dulciuri. Uleiul făcut din petale e folosit la parfumuri. Trandafirii sunt bogați în vitamina C, care e bună în cazuri de răceală.